Un proces pe care îl fac destul de des, cam o dată la 2 săptămâni, și m-a ajutat să pot răspunde așa de ușor la întrebări, pentru că mi-am răspuns deja eu mie, se numește Silent Hour, un proces în care mă pun la o cafenea undeva unde nu mă poate deranja nimeni și stau o oră, două, cu un caiet în față, unde stau și răspund la întrebări importante pentru mine pe diferite planuri, de exemplu pe business. Ce se întâmplă bine, ce nu se întâmplă bine, ce poate fi îmbunătățit, cum să îmbunătățesc lucrurile respective, care e planul de acțiune, după care pe plan personal, ce vreau de la viață, sunt fericit, nu sunt fericit, dacă nu sunt fericit, de ce nu sunt fericit, ce aș avea nevoie să fiu fericit. Și atunci, trecând constant prin procesul ăsta de introspecție și autodefinire, am avut șansa să cumva răspund la toate întrebările astea înainte. Și un proces constant, pentru că alegi ceva și după vezi cum te simți cu asta timp de 2 săptămâni. Poate te simți bine, poate nu, și atunci poți să recalculezi direcția. Pe invitatul de astăzi, pe Daniel, l-am cunoscut ca și consultant financiar acum aproximativ o lună. Sincer să fiu, auzind că are 21 de ani, m-am gândit că o să fie o întâlnire din aia politicoasă, în care povestim puțin, ne luăm la revedere și nu ne mai auzim niciodată. Dar am fost tare surprins să-l descoper și să îl cunosc într-un mod în care nu m-aș fi așteptat. Așa că ce am făcut a fost să-l aduc la întâlnire, astfel încât să-l cunoașteți și voi și să vedeți cum vi se pare. Vă rog să lăsați în comentarii dacă vă surprins și pe voi felul în care un tânăr de 21 de ani își trăiește viața și claritatea pe care o are legat de obiectivele și ceea ce vrea să realizeze cu viața lui. Ceau, Daniel! Salut, Cosmin! Mă bucur tare să ne vedem și în carne și oase, nu doar pe Zoom. Și mie îmi face plăcere. Uite, vreau să încep podcastul ăsta cu o întrebare la care m-am tot gândit. Ce caută un tânăr de 21 de ani pe 16-17 august îmbrăcat la costum într-o clădire de birouri? Păi, o întrebare foarte bună. Am primit o invitație de la un om foarte mișto, îl cheamă Cosmin, probabil cunoști. Și n-am avut cum să o refuz. Cumva, din puținele lucruri pe care le-am învățat, îmi place să dau mai departe. Și costumul, pentru că asta cere mediul de business și atunci mă conformez cu drag. Eu nu, îmi pare rău. Ok, super. Spune-ne puțin, te rog, cu ce te ocupi. Deci, la momentul de față, dezvolt o companie de consultanță financiară, al cărui scop e să crească nivelul de educație financiară din România. Și cum facem asta? Vând întâlniri one-to-one cu clienții, în care detaliem ce își doresc ei pe plan financiar și după consultanții le construiesc planuri personalizate, încât să vadă pas cu pas exact ce au de făcut să ajungă unde își doresc. Wow! De cât timp faci asta? De 2 ani jumate, o să spun, aproximativ. Ce ai făcut înainte de asta? Să o iau de la adolescență? Nu știu, nici nu știu de unde ai început să ai o treabă cu partea asta de făcutul de bani, adică... Asta cred că a venit natural de când eram mic, strângeam destul de mult. Tatăl meu călătorea destul de mult și mi-am amintesc că mi-aducea monezi, bagnote din fiecare țară în care mergea. Încă am o colecție undeva pierdută pe acasă cu cam 100 de tipuri de monezi. Wow. Și ca și poveste din spate, vin din Târgu Mureș, dintr-o familie cu 4 frați și atunci faptul că am fost mai mulți cred că m-a făcut să fiu mai atent la resurse în modul general, nu pentru că n-am fi avut, ci pentru că natural voiam să fiu mai atent. Cum am început? La 13 ani am început să lucrez, am dădeam meditații la matematică și fizică. Și, serios? Da. Cui? Evident, copilor, nu. Ah, ok, deci asta ar fi fost next level, da, nici chiar așa. Dar copilor mai micuți decât mine sau chiar din clasa mea. Și în paralel mai puneam ziare în poștă, să mai fac niște bani în plus. La 15 ani am început să lucrez ca ajutor de contabil, vara din a 9 spre clasa 10-a. Mi-a plăcut munca de birou, a fost interesantă, dar puțin cam plictisitoare pentru perioada aia de adolescență plin de hormoni, așa că m-am reorientat spre ceva mai dinamic, am lucrat ca barman, acolo am învățat foarte multe lucruri despre comunicare, despre organizare. Mamă, ce trecere de la contabil la barman. Ajutor de contabil. Okay. Și de obicei când fac un lucru îmi place să-l fac 100%, altfel mai bine nu-l fac. Și atunci repede am învățat tot ce ținea despre clubul respectiv, despre barmanie în general. Și după un an am primit oportunitatea să devin asistent manager, pentru că intram pe clasa 12 și nu mi-aș fi mai dorit să lucrez ca barman. Și acolo mi-am dat seama despre mine de 2 lucruri esențiale, și anume că îmi place să lucrez cu oamenii și cu banii. Și atunci când ne-am pus cap la cap, a ieșit cumva că ar trebui să fac business cu oamenii. Un alt plus a fost faptul că în liceu am experimentat foarte mult, în sensul în care m-am implicat în foarte multe voluntariate, mai ales proiecte de educație non-formală, 21 de proiecte de genul în Târgu Mureș și pe foarte multe subiecte, de la inteligență emoțională, gestiunea timpului, a banilor, nu știu, ecologie, a lucra în echipă, antreprenoriat. Ce părere de cursurile astea sau de voluntariatele astea? Mi se par că sunt absolut necesare, pentru că îți dau șansa să experimentezi și atunci când vine momentul să termin clasa 12-a și să alegi o direcție, pentru că drumul pentru restul vieții nu cred că ni-l mai putem alege, la cât de repede se schimbă piața muncii, cred că e o șansă bună să experimentezi și să ai o direcție mai clară, cel puțin legată de ce abilități ai, ce-ți place să faci, nu atât de mult de domeniu, cât cine ești tu, te ajută să afli. Și un mediu safe în care să ai eșecuri, să înveți din greșeli, pentru că nu ești într-un business să pierzi bani sau... Singura resursă pe care pierzi e timpul. Exact. Și la vremea respectivă îți permiți asta, mai mult decât mai târziu. Așa e. Ok, hai să revenim la prezent. Spuneai că lucrezi în zona asta de încerci să educi oamenii financiar. Ți-aș pune mai multe întrebări. Hai să pornim cu asta. Ce înțelegi prin educație financiară și cum ai evalua educația financiară pe care o au românii în momentul ăsta, având în vedere că ai deja 2 ani jumate de când povestești cu ei despre asta? Păi, în parcursul meu eu am redus educația financiară la 3 elemente principale pe care le-am observat că dacă le pui în aplicare dau rezultate. Okay. Primul rând, totul ține, primul pas e partea de gândire, de mindset pe care le avem legat de bani. România au foarte multe preconcepții legate de bani, îți trebuie foarte mulți bani să investești. Cine e bogat sau îmbogățit prin lucruri necurate sau... Cine e bogat a primit de la părinți. Deci ideologia asta de a putea să faci bani e un lucru rău. De a avea bani, banii sunt ochiul dracului și așa mai departe, foarte multe preconcepții de genul. Și de obicei ceea ce gândim ajunge să se manifeste în viața noastră. Aici este și un proces logic ușor de explicat. Ce gândim influențează cum ne simțim. Cum ne simțim influențează modul în care acționăm, acțiunile produc rezultate, rezultatele definesc obiceiuri și obiceiurile mai departe ne definesc viața. Și atunci dacă mergem înapoi pe firul ăsta logic, ce gândim ajunge să fie viața noastră. Și atunci în momentul în care eu am tot timpul gânduri negative legate de bani, cam asta să se și manifeste în viața mea pe plan financiar. În momentul în care înțeleg că banii nu sunt un scop, ci mai degrabă un instrument prin care eu pot să-mi creez viața pe care vreau să o creez sau să fac schimbări în jurul meu pe care vreau să le fac, în momentul respectiv cred că avem gândirea corectă. Iar trebuie să ne dăm seama că banii sunt din abundență, există destui bani pentru toată lumea, doar trebuie să găsim modalitățile cum să-i obținem. Și aici intervine partea de cunoștințe, al doilea element. Poți să ai cea mai bună gândire, dacă nu știi ce să faci sau de unde să pornești, o să fie cam greu. Partea de cunoștințe, sunt 2 tipologii de oameni pe care i-am cunoscut și anume oamenii care au o afinitate pentru domeniul financiar și care stau și studiază și pot de unii singuri să se descurce, luând sfaturi din stânga și din dreapta care să-i mai ajute să îmbunătățească, dar asta e un procent destul de mic, adică să stai zilnic 2 ore, o oră să citești despre domeniul financiar, nu e ceva ce toată lumea ar face. Și a doua categorie, oameni care au nevoie mai degrabă de niște cunoștințe de bază și mai departe să lucreze cu specialiști care să-i ajute în zona de investiții. Okay. Și aici intervine consultanții financiari. Și aici ești tu. Da, și nu doar eu, mai sunt alții care fac cursuri de investiții online, dar din nou, ca să investești la bursă trebuie să ai o afinitate și câțiva ani de studiu în spate. Mai e partea de imobiliare care poate să fie foarte valoroasă pentru oameni. Deci nu doar eu sunt aici. Am înțeles. Ok, deci hai să facem rezumat. Ai zis așa, ai zis mindset, da, ai cunoștințe. Zis cunoștință. Și al treilea ar fi obiective SMART. Ce înseamnă SMART? Gândite pe 5 direcții. Să fie specifice, măsurabile, achievable din... Scuze-mă puțin, te întreb. Deci eu nu i-am dat nicio întrebare de dinainte. Așa pare. Nu știu de ce și nici nu-i prompter aici. Mamă, sunt super clare și așa bine structurate în cap. Păi cumva după 2 ani jumate și de fapt și timpul de dinainte în care am studiat și constant am dat mai departe, cred că s-au așezat bine ideile în, okay, în minte. Mă scuz, te-am întrerupt, dar mi se părea important de făcut mențiunea asta. Corect. Deci obiective SMART și fiecare literă are o semnificație. S de la specific, măsurabil, bine vine din engleză, așa că A o să fie achievable, R relevant și T timp. Deci specific ce, cât, cum, de ce și când. Ce îmi doresc? Exact. Ok, vreau să fiu, de exemplu, bogat. cât de bogat, câți bani vreau să am, cât vreau să fie sumă, cât vreau să fie venit pasiv, cât mă costă să ajung acolo, concret cum pot ajunge acolo, relevant de ce îmi doresc să ajung acolo, pentru că de multe ori avem dorințe care sunt de fapt dorințele altora care vin prin viața noastră. Vreau o mașină scumpă să-i impresionez pe alții, vreau o casă mare că așa m-am obișnuit sau lucruri de genul ăsta, și timp, foarte important, în cât timp vreau să ajung acolo. Și aici e sănătos să avem o combinație de realist cu idealist. Idealistul să ne împingă puțin mai tare să găsim soluții și realistul totuși să ne propunem lucruri prea mari, pentru că totuși nu ne mai trag în față să facem. Ok. M-aș duce la de ce. Care-i drive-ul tău? De ce? De unde vine motivația? Și nu știu, asta a fost și motivul principal pentru care te-am adus aici. Că m-ai intrigat încă de la prima discuție. Asta e felul în care ne-am cunoscut pe Zoom, încercând adică povestindu-mi despre produsele voastre și încercând să adaptăm un produs pe nevoia mea prezentă. Și încă de atunci, încă de acum, nu știu, o lună, când am început primele discuții, am avut întrebarea, bă, ce-l motivează pe omul ăsta? De unde la 21 de ani atât de, nu știu, profi, aș zice, într-un domeniu în care de obicei oamenii tind să nu fie sau să-l, mă, e ok, las că merge și așa, ne descurcăm, nu știu, așa. De unde motivația asta sau unde vrei să ajungi? Apropo, dacă e să ne uităm la SMART, care sunt răspunsurile tale? Pornesc cu care e motivația și după îți dau și răspunsurile mele personale. Cred că exemplu bun dat de părinți e factorul principal. Părinții mei, când aveam 2 ani, au deschis o casă pentru copii, o fundație pentru copii abandonați, și văzându-i foarte implicați tot timpul, văzându-i să-și dorească să facă schimbări în țară, cred că asta a fost un exemplu bun pentru mine de ce vreau să fac și eu mai departe. Atât că au fost domeniile diferite, fiind și oportunitățile diferite. Bine, acum colaborăm și pe partea de fundație de copii, ajut și în direcția asta, dar cred că de acolo a venit motivația principală, de a schimba ceva. Și al doilea punct pe care l-am simțit... Văzând că banii joacă un rol important în povestea asta. Exact. Cumva un minus, aș spune, sau un lucru pe care eu îmi doresc să-l fac diferit, nu neapărat un minus, un lucru pe care mi-l-aș dori să-l fac diferit ar fi ca în momentul în care vreau să fac aceste proiecte care să schimbe România, și o să-ți povestesc imediat despre ce ar fi vorba, în momentul respectiv să am resursele financiare încât nu trebuie să mă implic eu 100%, ci mai degrabă să aleg oameni care să ducă proiectele mai departe. Și asta să-mi dea timpul să am un echilibru foarte bun între ce ține de partea de familie, copii, a mă implica în viața lor, a-i crește oameni de succes, și în același timp să pot să fac și ceea ce îmi doresc pe plan profesional, proiecte de a ajuta comunitatea. Ok. Deci cred că asta a fost motivația principală, ca până să-mi întemeiez propria familie, până acolo să știu că sunt liber financiar sau chiar independent financiar, pentru că există o diferență între cele două. Poți să o explici? Liber financiar înseamnă că îmi permit să nu mai muncesc și să trăiesc la un nivel ok. Independent financiar îmi permit să trăiesc la un nivel super bun și să fac și alte lucruri pentru alții sau pentru mine. Unii aleg să meargă pe iahturi, nu cred că asta o să fie ceea ce o să fie relevant pentru mine, ci mai degrabă avea destui bani încât să investesc mai departe în proiecte care să ajute România să crească. Ce fel de proiecte? La ce ai în minte? Deci am 3 direcții definite până acum pe plan profesional mai clare. Prima ar fi să ajut prin business-ul pe care îl dezvolt 10.000 de români să-și atingă libertatea financiară. Al doilea, să ajut cam în 10 ani de acum proiecte care lucrează cu copii orfani, să susțin cel puțin 1.000 de copii orfani pe diferite căi, fie că o să fie fundații, case de tip familial sau programe de plasament. Important e să am impact asupra măcar 1.000 de copii orfani, dacă nu și mai mult. Și a treia direcție, vreau să fac un liceu privat unde să trec tinerii printr-un proces de orientare vocațională, să-și dea seama ce vor să facă pe plan profesional sau cine sunt ei mai degrabă, pentru că, din nou, cam în 15-20 de ani, 80% din joburile de astăzi nu o să mai existe, deci nu putem zice că o să fiu asta restul vieții, dar mai degrabă să-i echipez în așa fel încât orice ar vrea să facă mai departe să fie oameni de succes. Cu o mică condiție, să rămână în România. Nu o să fie neapărat o condiție, deci dacă ești doresc să plece, nu o să opresc pe nimeni, dar mi-ar plăcea ca să inspirăm ideea de a rămâne în țară și aduce aici schimbările de care e nevoie. Cât timp ți-a luat să-ți definești atât de clar și cursiv și coerent și Da, nu știu, asta cred că e elementul care mă surprinde cel mai mult în conversația asta. Nu eziți, nu, adică ești așa, întrebarea și răspunsul, și știi exact ce vrei și unde vrei să ajungi. Cât timp ți-a luat să-ți definești lucrurile astea și care au fost câteva elemente care te-au ajutat să ajungi în punctul ăsta? Un punct relevant a fost când am plecat la facultate, în 2019 am plecat la facultate și dinspre 2019 spre 2020 cumva mi-am pierdut atunci entuziasmul, când a venit anul nou, mi-am pierdut entuziasmul, nu prea mai știam în ce direcție să o apuc, parcă lucrurile nu erau foarte ok și atunci în momentul respectiv am zis ok, o să iau o săptămână pauză de la toate și o să stau să definez ce vreau să fac cu viața mea cu adevărat, care e scopul meu pe pământ. Și atunci a venit ideea de a deveni milionar ca să ajut pe alții, dar nu știam exact încă ce să fac. Un proces pe care îl fac destul de des, cam o dată la 2 săptămâni, și m-a ajutat să pot răspunde așa de ușor la întrebări pentru că mi-am răspuns deja eu mie, se numește Silent Hour, un proces în care mă pun la o cafenea undeva unde nu mă poate deranja nimeni și stau o oră, două, cu un caiet în față, unde stau și răspund la întrebări importante pentru mine pe diferite planuri. De exemplu, pe business. Ce se întâmplă bine, ce nu se întâmplă bine? Ce poate fi îmbunătățit? Cum să îmbunătățesc lucrurile respective? Care e planul de acțiune? După care pe plan personal, ce vreau de la viață? Sunt fericit, nu sunt fericit? Dacă nu sunt fericit, de ce nu sunt fericit? Ce aș avea nevoie să fiu fericit? Și atunci, trecând constant prin procesul ăsta de introspecție și autodefinire, am avut șansa să cumva răspund la toate întrebările astea înainte. Și un proces constant, pentru că alegi ceva și după vezi cum te simți cu asta timp de 2 săptămâni. Poate te simți bine, poate nu, și atunci poți să recalculezi direcția. Wow. Cât, scuze, nu am reținut frecvența. Cam la o dată la două săptămâni. Deci 2 ori pe lună ai o oră, 2 în care te autoanalizezi. Exact. Din diferite prisme. Depinde și de subiect și de perioadă. Dacă vine vorba de business și e o perioadă de expansiune puternică, poate că pe business o fac de 2 ori pe săptămână. La mine personal, pe partea de viață personală, mi-am dat seama că de 2 ori pe săptămână îmi dă prea puțin timp încât să văd cum mă simt cu deciziile pe care le iau acolo și atunci câteodată 2 săptămâni, câteodată o lună. E important să am destul timp încât să experimentez ce am decis și să văd dacă e bine sau nu pentru mine. Wow! Mai cunoști oameni care fac asta? Da, nu e un proces pe care l-am inventat eu. Eu sunt 100% conștient că sunt cine sunt și știu lucrurile pe care le știu pentru că am fost foarte norocos, sau mai bine spus binecuvântat, de niște oameni extraordinari în viața mea, care m-au învățat foarte multe lucruri, investit în mine și au fost modele puternice pentru mine, mai ales din zona de companie, dar până la companie, partea de familie, oameni pe care am cunoscut în biserici. Partea de voluntariat iarăși mi-a dat acces la niște oameni foarte de succes din România care au pus decizii importante în viața mea. De exemplu, până în clasa 11 îmi doream să plec din țară. Eram destul de sătul de sistemul din România și atunci am avut norocul să câștig un proiect, un program la nivel național și să am un masterclass de 3 zile la București. Și una dintre activități a fost o bibliotecă vie. Conceptul ăsta înseamnă că câte 10 tineri mergeam la 2 oameni de succes, stăteam 15 minute și puteam să întrebăm tot ce voiam să întrebăm. Wow! Și trecând prin procesul respectiv, până la finalul acelei o oră, cred că o ținut, m-am decis că nu mai plec din țară, rămân aici. Că și aici se poate. Și chiar e mai mare nevoie aici decât în Deci în asta, exercițiul ăla ți-a schimbat decizia? Da. Am văzut că se poate și am văzut că e mult mai mare nevoie aici decât în afară. Încurajator. Revenind puțin, am observat 2 elemente și aș vrea să te spun o întrebare. Ai spus că ai făcut nuanța între norocos și binecuvântat. Da. Și ai zis că prin mai multe biserici. Unde îl vezi pe Dumnezeu în procesul ăsta sau cum înțelegi perspectiva? Cum vezi împreună zona asta de dezvoltare, de a fi milionar? Biblia are niște observații destul de puternice, deci îți pot cita una, că mai degrabă trece o cămilă prin urechile unui ac decât un bogat va ajunge în ceruri, sau, mă rog, parafrazez. Cum vezi tu relația cu Dumnezeu și dorința de a face bani și business-ul în care ești? Aici e important, cel mai important mi se pare care e scopul principal. E să faci bani sau să folosești banii ca un instrument ca să faci schimbările pe care vrei să le faci în jurul tău. Și dacă mă uit la aspectul care m-a ajutat cel mai mult de-a lungul vieții mele, indiferent de ce am făcut a fost relația personală cu Dumnezeu. Pentru că e o stâncă la care tot timpul m-am putut întoarce, indiferent că lucrurile merg bine sau rău în business, sau mergeau bine sau rău pe alte planuri. Era constanta din viața mea la care tot timpul puteam să mă întorc și cred că e diferențiatorul meu față de poate alți oameni de vârsta mea care fac și ei business-uri. Faptul că pentru mine scopul nu sunt banii, scopul e să ajut, să duc împărăția lui Dumnezeu mai departe pe, în primul rând, de România și după mai vedem, în jurul meu prin ceea ce fac și cumva să conduc prin exemplu, pentru că bani se pot face în ziua de astăzi, pe multe căi, dar ce lipsește partea de valori, de a face bani și a rămâne un om cu valori, a rămâne cine ești tu cu adevărat, să nu te corupă mediul din jurul tău. Și cred că asta face diferența, care e scopul tău principal. Pentru mine nu o conta și nu o să conteze vreodată banii. Ok, sunt îmbrăcat la costum de asta pentru că mai degrabă trebuie, nu pentru că îmi doresc. Adică cu timpul am învățat să-mi placă. Dar niciodată nu a fost scopul să fac bani. Eu nici măcar nu prea reușesc să mă bucur de banii pe care îi fac la modul, de exemplu, eu nici măcar nu conduc mașină, nici măcar nu mi-a făcut carnetul, începe luna viitoare. Prefer din ceea ce fac să investesc mai departe în business, în oameni, ca să-i ajut pe ei să crească și să putem avea acces și la mai mulți oameni, să ajutăm și mai mulți clienți și impactul să fie și mai mare. Niciodată n-am fost eu scopul. Și alt aspect important, oricând am o dorință pe plan de business, ca și expansiune, creștere, eu încredințez lui Dumnezeu. Și conversația e că vreau să se întâmple doar dacă e în planul lui pentru mine. Dacă nu, nu mi-o doresc deloc. Wow! Tare, tare, tare fain și din nou, același lucru, extrem de clar, nu ai ezitat deloc și nu-ți pun întrebări ușoare dacă stau să mă gândesc, dar foarte, foarte fain, se vede că ai meditat la întrebările astea. Mai ales la care e scopul principal. A fost la un moment dat în viață în care am început să-mi doresc foarte mult să am succes pe business, pentru că îmi și investeam foarte mult din timp și făceam sacrificii mari și atunci au devenit o dorință destul de mare să am succes și a venit un moment în viața mea în care am stat să mă gândesc, ok, dacă mâine mi-ar spune Dumnezeu să renunț la tot ceea ce fac, aș putea să o fac? A fost foarte grea întrebarea, pentru că deși tot timpul Dumnezeu a fost principal în viața mea, era ok, toată munca pe care ai investit-o, tot ce ai făcut, dar după mi-am dat seama că asta e mai degrabă un miraj de moment și că am tot ceea ce am pentru că am o relație cu el și am avut oportunitățile pe care le-am avut pentru că am o relație cu el și atunci, da, dacă mâine aș primi un mesaj clar că trebuie să renunț la ceea ce fac și că nu asta e calea, cred că aș putea să fac fără probleme. Ce fain, foarte, foarte fain. Poate totuși nu o să îți ceară asta. Nu cred, pentru că până la urmă el m-a dus în direcția asta. Corect. Bun, hai să ne întoarcem puțin, foarte fain și apreciez mult că ai împărtășit cu noi asta care pare că stă la temelia a cine ești și ce faci. Povestește-mi puțin, cum vrei să ajungi aceștia 10.000 de oameni să se educe financiar și să ajungă la independență financiară? Înțeleg că tu nu vrei să ajungi doar tu acolo, ci vrei să iei 10.000 de oameni cu tine, care e un număr frumușel, aș zice. Așa-i. În primul rând, dacă vrei să faci lucruri mari, nu le poți face singur. Dacă vrei să mergi repede, du-te singur. Dacă vrei să mergi departe, ai nevoie de o echipă. Plusul cel mai mare în ceea ce fac sunt oamenii care stau în spatele meu, atât ca și lideri, oameni cu poziții mai înalte decât mine în companie care mă mentorează. Poți să menționezi compania? Asta nu cred că pot să fac, pentru că mi-am cerut acordul de marketing. Ok, bine. Dar putem... Ok. Da, trebuia... Uite, asta ar fi fost o idee bună să cer acordul de marketing înainte. Nu face nimic. E o companie, uite asta pot să spun, e o companie germană la bază și câteva persoane o dezvoltăm la nivel de România. Așa, întorcându-mă, am noroc de oameni foarte faini care mă ajută și ca și lider, care îmi dau direcții și îmi dau din experiența lor, fiind deja mai departe cât unde sunt, și de consultanți și manageri extraordinari în echipa pe care o gestionez. Când mă uit la ei, mă simt ca un tată mândru și chiar dacă unii sunt, poate chiar majoritatea mai mari decât mine, sunt foarte bucuros să am oamenii pe care i-am în echipă și Cred că asta e motivația principală. Mă bucur mai mult de succesul lor decât mă bucur de succesul meu, să fiu sincer. La modul real? Da, la modul real. Să-i văd cum cresc. Chiar recent am petrecut timp cu prima manageriță din echipa noastră, o săptămână la Brașov, și să văd cum s-a dezvoltat. Și noi ne știm din clasa a 9-a, am făcut același liceu împreună, și chiar stăteam, contemplam că ce mult s-a schimbat viața, mai ales în ultimii 2 ani jumate, cât de mult le-am schimbat noi. Deci dacă mai fi fost acum 2 ani jumate, eram total alt om decât sunt astăzi. Ok, cu niște lucruri de bază la temelie, cum ai spus și tu, aceleași, dar abilități, cunoștințe, direcții mult mai reduse decât acum. Așa, deci cum ajung la cei 10.000 de oameni? Continuând să lucrez cu oameni atât de faini ca oamenii cu care lucrez și construind birouri noi în țară care să-mi dea o expunere mai mare. Deci, pentru 10.000 de oameni am nevoie de măcar o echipă de undeva la 200 de consultanți. Cum pot ajunge oamenii, să presupunem că e cineva care se uită acum la chestia asta și zice, băi, am niște întrebări, vreau și eu să fiu parte din aia 10.000 de oameni. Ce să fac? Pui datele mele de contact în descriere, în comentariu undeva și cu cel mai mare drag mă pot contacta. Așa o să fac. Perfect. Iarăși pot să-mi scrie pe orice platformă de social media și cu drag de răspund. Ok. Deci, așa. Sună bine. O mențiune importantă, tot ceea ce facem noi ca și consultanți financiari e 100% gratuit pentru clienți. Asta e o mențiune importantă pentru că oamenii de obicei au preconcepții. Unul, că îți trebuie foarte mulți bani să investești. Eu am început cu 150 de lei. Care nu sunt mulți bani, și 2, ai nevoie de o grămadă de bani să plătești consultantul financiar și până la urmă consultantul financiar lucrează gratuit. Poți să spui de ce lucrează gratuit? Că de obicei gratuit înseamnă țeapă. Okay. Așa că nu e neapărat o veste bună că e gratuit. Hai să și explicăm asta. În loc să luăm bani de la clienți, luăm bani de la instituțiile financiare cu care colaborăm. Să dau un exemplu. Tu vrei, să zicem, că să-ți cumperi un apartament de 100.000 de euro peste 10 ani și îți dai seama că poți strânge doar 40.000 de euro. Atunci mă duc în piață, găsesc, nu în piața financiară, și găsesc un produs financiar care să te ajute să înmulțești și 40.000 de euro, ca în 10 ani să ajungi la 100.000 de euro. În funcție de gradul de risc la care ești dispus să investești. Și compania de la care aduc produsul respectiv, ei mă plătesc pentru că le-am adus un client. În loc să-l plătească consultanții care stau, de exemplu, în bănci sau la ghișeu să te îndrume, ne plătesc pe noi pentru că ne ocupăm de tot procesul și practic le scutim costurile, salariu, taxe, impozite, marketing, chiria biroului, utilități, toate costurile astea își permit să le vireze către noi. Plusul care ar fi, dacă te duci la o bancă, indiferent de bancă, ei o să-ți ofere cel mai bun produs al lor. În schimb, un consultant financiar de la o companie ca noastră care nu are produs propriu, el poate să uite în obiectiv în piață și să aleagă cel mai bun produs. Da, dar și aici e o șmecherie, că voi o să tindeți să-i băgați pe produsele unde voi faceți mai mulți bani, nu? Mă bucur că ai menționat asta. În 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, s-o reglementa piața financiară din România și una dintre legile pe direcția asta este că două companii care au produse asemănătoare, de exemplu vrei să investești X lei la o companie sau cealaltă, tu primești exact aceeași sumă de la ambele companii. Pentru că altfel ar fi o licitație pentru consultanți. Și lucrul ăsta e reglementat și am văzut și amenzi destul de mari de 30-40 de deci nu au voie să vă plătească diferențiația, să-ți dea mai mult. Nu. Ok, că asta te ajută pe tine să rămâi obiectiv. Exact. Dacă nu te mituiește, cum ar merge. Exact, dacă știai că primești mai mult de la o companie decât de la cealaltă, practic era o licitație pentru cine plătește mai mult, dacă vorbeam de consultanți fără etică. Dar din fericire e reglementat aspectul ăsta și atunci, indiferent de produsul pe care îl aduc, atât timp cât el are aceleași specificații, suma e pe care o primim e aceeași. Simt nevoia să aduc și eșec în această conversație. E unul din comentariile recurente. Băi, doar oameni de succes, doar de ăștia care au reușit. Băi, aduceți, mă, mai ziceți și de viață reală, că la noi nu merg toate așa unse. Care a fost, nu știu, o experiență de eșec sau o perioadă mai grea pentru tine în zona de business în ultima vreme și cum ai gestionat-o? Ok. Acum, cred că un aspect foarte important pe care oamenii trebuie să-l știe e că orice poveste de succes are foarte mult eșec în spate și noi suntem cumva programați să vedem eșecul ca ceva greșit. În școală, când e o notă mică, mergi acasă, în primul rând te ceartă profesorul că n-ai învățat, mergi acasă, te mai bați și părinții. Și, asta dacă află. Exact, dacă află. Inevitabil se află la un moment dat. Și vedem atunci eșecul ca un lucru negativ, când de fapt eșecul e cel mai bun lucru. Oamenii care sunt mai de succes decât noi, probabil că avem mult mai multe eșecuri decât noi. Și atunci, cu ce aș vrea să conduc, aș vrea să fie ideea că eșecul nu e un lucru rău, atât timp cât înveți din el. Dacă le repezi la nesfârșit, atunci da, e un lucru rău. Dacă îți iei lecțiile pe care trebuie să le iei din eșec, e un lucru foarte bun. Am avut multe eșecuri până acum, pe multe planuri. Primul proiect de voluntariat pe care l-am gestionat, în loc să avem 40 de participanți, am avut 20, proiecte mari, în fiecare am învățat ceva. În business sau în viața mea, două perioade mai dificile, a fost prima când am venit la facultate și cumva dorința mea de a pleca a fost pusă la o parte de fapt o discuție cu Dumnezeu și experiența despre care ți-am povestit, dar în principal a fost o discuție cu Dumnezeu despre ideea de a rămâne în țară și că locul meu e aici. Nu înțelegeam de ce. După toate, cumva, frustrările pe care le-am avut față de, mai ales, sistemul de educație din România și profesori cu gândiri mai comuniste, aveam o dorință foarte mare să plec, să văd locuri diferite, culturi diferite. Și atunci acceptasem faptul că trebuie să rămân, dar nu înțelegeam de ce. Și venind la București, am intrat într-o perioadă de experimentare, cumva ca să mut focusul de la durerea de am rămas în țară și n-am plecat. Ca să nu mă gândesc la asta, lucram foarte, foarte mult. Aveam două joburi în paralel cu facultatea și organizație studențească. Deci o perioadă în care plecam dimineața pe la 8-9 de acasă și ajungeam seara pe la 11-12 și constant se întâmpla asta, inclusiv în weekend. Și după ce am ținut așa o perioadă cam de 3 luni, evident a venit burnout-ul, fix când am început 2020, a venit perioada în care stăteam în pat, nu voiam să fac nimic, absolut nimic, și atunci a venit momentul în care am vrut să definez ceea ce îmi doresc să fac cu viața mea. Un lucru bun pe care l-am avut și care cred că vine din relația cu Dumnezeu a fost faptul că am reușit să canalizez perioadele dificile în lucruri bune. Și dacă mă uit la fiecare perioadă dificilă, m-am învățat să canalizez spre o lecție importantă învățată. Atunci, ideea de a avea un obiectiv, pentru că dacă nu mergi într-o direcție, parcă nu neapărat îți mai vine să pornești la drum. Și o altă perioadă dificilă a fost anul trecut, când persoane apropiate din jurul meu treceau prin perioade dificile emoționale și mi-am cumva asumat un rol pe care nu e sănătos să-l avem, rolul de salvator al omenirii. Salvez pe toată lumea din jurul meu și uit că trebuie să mă salvez pe mine în primul rând înainte să pot să-i salvez pe alții. Și atunci, în loc să continui expansiunea business-ului așa cum îmi doream, să-mi continui dezvoltarea mea în primul rând așa cum eu doream, mi-am investit timpul mai mult în a-i ajuta pe cei din jurul meu, care nu e un lucru rău, trebuie să-i ajutăm pe ceilalți, dar ca să poți să-i ajuți pe alții, în primul rând tu trebuie să fii în punctul în care poți să-i ajuți și ca să fii în punctul acela, în primul rând trebuie să te ajuți pe tine. E atunci exemplul ăla cu avionul, cu, știi că zic, ca primul care își pune masca în caz de ceva să fii tu și apoi să le dai celorlalți. Exact, un exemplu foarte bun. Și atunci, lecția pe care mi-am luat-o din anul trecut e să învăț să spun nu, să învăț să mă pun pe mine pe primul loc și să am niște focusuri clare, iar timpul care rămâne după focusurile clare să îl investesc mai departe către alții. Fain. M-aș duce un pic mai în față și te-aș întreba așa. Ai văzut bugetul meu și n-ai văzut doar bugetul meu, ci apropo, cam la câte bugete de personale sau de familie ai avut acces în ultimii 2 ani jumate? Greu de răspuns. Eu aș zice că între 500 și 1000. 500 și 1000. Bun, da. Ai văzut vreo 500-1000 de bugete ale românilor, da? Da. Ce observații ai legate de ce ai văzut? Dacă ar fi să, nu știu, sintetizezi informația la care ai avut acces, ce ți-a sărit în ochi sau ce te-a surprins pozitiv sau negativ legat de felul în care românii la care tu ai avut acces își gestionează banii? Aici mă întorc la preconcepția pe care am menționat-o și anterior, că ai nevoie de mulți bani ca să economisești sau să investești, care e o idee total greșită. ok, nu câștigăm extraordinar, depinde de mediul la care ne uităm. Asta vine din alte probleme, faptul că mai degrabă ne lăsăm duși de viață unde ne duce ea decât să definim clar ce ne dorim. Deci ce aș propune ar fi să ne gândim puțin mai bine la ce vrem să facem și ne gândim cum am putea face asta și să fim competitivi pe piață în același timp. Adică eu aș fi putut, de exemplu, să mă duc în școli să fac seminare de educație financiară, lucruri pe care îl mai fac din când în când. Impactul nu ar fi fost atât de mare și viața mea ar fi fost destul de dificilă să pot susține o familie din voluntariat. Sau din, corect. Și atunci trebuie să fim practici când avem o misiune. Dacă mi-am găsit o direcție, să-mi dau seama cum pot să îndeplinesc direcția și totuși să rămân competitiv pe piață încât să câștig bine. Scopul din nou nu trebuie să fie banii, dar un minim confort încât să putem pune focusul pe ceea ce ne dorim să facem ca și schimbări, avem nevoie financiară. Banii nu sunt importanți doar atunci când nu îi ai. Când nu îi ai, devin foarte importanți pentru că îți creează un stres constant. Deci să devenim mai competitivi și să începem să punem deoparte, indiferent de cât avem și cum avem. Poți să începi cu 5 lei, poți să începi cu 100 de lei, 500 de lei, important e să începi. Pe zona de cheltuieli, ceva observații? Pe zona de cheltuieli, ce aș observa e că ordinea e greșită și anume, în loc să creăm în primul rând, să investim în active, adică lucruri care ne produc bani, avem tendința să mergem mai mult în zona de pasive, lucruri care consumă bani. Deci în loc poți să dai exemple între cele două, ca diferența? În loc, de exemplu, la 18, 19, 20, 21 de ani când încep să lucrez, să încep să pun, nu știu, 200, 300, 500, în fine, în funcție de posibilitățile fiecăruia, să investesc într-un fond, prefer să-mi cumpăr un telefon și le iau și în rate, prefer să mă duc într-o vacanță mai scumpă decât mi-aș permite ca să impresionez, să-mi cumpăr niște haine mai scumpe, să-mi fac un credit pentru o mașină mai scumpă decât mi-aș permite. Nu e rău să-ți dorești lucruri calitative, dar ordinea trebuie să fie clară. În primul rând trebuie să-mi creez succesul financiar și după să mă bucur de el. Dacă mă bucur înainte să-l am, o să rămân tot timpul fără el. Și atunci ce facem? Ne luăm credite pentru mașini, ne luăm credite pentru casă, înainte ca măcar să facem niciun fel de, adică orice fel de investiție. Asta e ordinea pe care o văd. Și asta o observi. Deci uitându-te la, să zicem, ăștia 1000, astea 1000 de bugete, e un tipar. Da, este un tipar, este un tipar. Mă bucură foarte tare când văd exemple de oameni care spargă tiparul ăsta. O bună parte îi cunoști și tu și chiar cu ei când mă văd, e așa o gură de aer proaspăt, să văd că există și oameni foarte bine educați și care natural au grijă de resursele lor, dar dacă mă uit la majoritate, nu arată lucrurile foarte bine. Statistică făcută acum aproximativ 2 ani, 22% din români sunt educați financiar. 22%? Da. Și suntem ultima țară din Uniunea Europeană. Să fii educat financiar în această statistică nu înseamnă să ai un portofoliu de investiții foarte complex la bursă, înseamnă să înțelegi câțiva termeni de bază și să știi cum să-și gestionezi la un nivel minim resursele. Deci avem mult de lucrat. Iarăși 37% din populație expusă la riscul de sărăcie, care înseamnă că nici măcar un venit n-au pus deoparte și dacă luna viitoare și-ar pierde jobul sau ar avea o problemă de sănătate și n-ar mai putea lucra, n-ar mai avea deja din ce să se susțină. 37%. Și mai mult de o treime un venit n-au pus deoparte și nu vreau să greșesc, dar aproximativ încă 26 spre 30% nu aveau nici măcar două. Deci undeva la peste jumătate nu au bani în avans pe 2 luni, dacă... Okay. Da, din fericire asta e o statistică mai veche, cred că pandemia ne-a mai trezit puțin la realitate sau îmi place să cred, cel puțin și nivelul ne-a și forțat la un moment dat să economisim, că efectiv nu avea ce să faci. Exact, acesta e un lucru bun, cred că timpul petrecut în casă ne-a dat șansa să ne educăm, poate puțin mai mult decât o făceam înainte. Sau, din nou, îmi place să cred că s-a întâmplat asta sau cel puțin văd asta în jurul meu, dar până la urmă fiecare trăim într-o bulă și trebuie să ne uităm la masa largă de oameni. Observ o diferență între tineri oarecum de vârsta ta, hai să zicem 18-25 de ani, și oamenii peste, adică Observi vreo tendință? Da, este și o diferență biologică. Nu sunt acreditat în neuroștiințe, o să încerc să reproduc ceea ce știu. Neurocortexul nostru se dezvoltă complet până la 25 de ani. Ea e parte din creier care poate cumva să-și imagineze consecințele acțiunilor noastre peste 50 ani. Și asta se întâmplă până la 25 de ani. Ce am observat, eu de exemplu nu prea mă mai văd cu oameni sub 25 de ani, pentru că ce am observat e că avem impresia asta de sunt nemuritor, o să am o grămadă de timp să pun bani deoparte, acum trebuie să mă bucur de moment, și după 25 de ani ne trezim că avem poate câteva mii de lei sau euro în cont, nu am ajuns foarte departe și atunci începem să acceptăm ajutorul și ideea de e momentul să fac schimbări. Sunt și exemple bune, deci sunt și excepții de la regulă, dar mai multe excepții decât... La tine s-a dezvoltat mai repede totuși. Da. Când vorbești că în 10 ani, în 20 de ani. Exemplu bun pe care l-am avut în jurul meu. Da. Eu sunt un om care e foarte maleabil, mediul în care mă pui mă ajunge să mă influențeze dacă își da voie să fac asta, și când am intrat în compania asta și am văzut alți oameni tineri care gândesc foarte mare, care își doresc să facă schimbări, care au viața clar definită și par oameni de 50 de ani ca și gândire sau ca și experiență, și totuși aveau 2, 3, 4 ani în plus de față de mine. A fost exact inspirația de care aveam nevoie, încât să îmi dau seama că pot să mă mișc și mai repede decât am făcut-o până acum. Ce tare! O zonă de confort pe care am avut-o tot timpul era faptul că pentru vârsta mea eram destul de dezvoltat sau mai dezvoltat decât restul, și atunci era o satisfacție că ok, și dacă mai continui ritmul ăsta și dacă mă duc într-un ritm mai rapid sau mai lent, tot oricum sunt bine. E ok. Și am avut asta până când m-am uitat la ei, la oamenii despre care îți povestesc, și mi-am dat seama că față de ei sunt acolo firmitură micuță, față de ce au reușit să facă ei, și atunci dacă vreau să ajung la același rang ca și ei și să fac schimbările pe care își doresc și ei să le facă, și munca mea trebuie să fie în acord cu asta. Daniel, mulțumesc tare mult pentru toate poveștile și lucrurile pe care ni le-ai zis. Te-aș ruga să sumarizezi, dacă ai avea un minut în care ai putea educa financiar toată România, ce ai spune în minutul ăla? Așa cum eu nu m-am dus 6 ani la medicină ca să știu ce medicament să iau când mă doare stomacul și mă duc la un doctor, îi spun ce probleme are, el mă consultă și îmi dă soluția, așa nu trebuie să fim guru în domeniul financiar, nu trebuie să stăm ani de zile să citim. Schimbarea poate să fie făcută așa, dacă pun mâna pe un telefon, că sun un consultant financiar, mă duc deschis la întâlnire și văd ce pot să fac cu ceea ce am la momentul de față și de unde pot porni. Cel mai important e primul pas. Dacă facem primul pas, de acolo lucrurile o să se așeze pe parcurs. Deci să acționeze, mai ales că vine o perioadă de recesiune în care piața financiară are niște oportunități care peste chiar 6 luni sau chiar și un an de acum nu o să mai existe. E o perioadă care vine odată la 12-13 ani, deci o perioadă despre care de care ar trebui să profităm la maxim. Deci e momentul potrivit să acționăm, să începem să facem ceva. Resurse sunt, nu mai suntem în comunism, să nu ai acces la informații. Avem acces la internet, avem acces la foarte multe resurse, dar decât să stăm ani întregi să citim, poate mai bine mergem, vorbim cu specialist și ne dă el niște direcții mai clare. Deci hai să acționăm, asta ar fi îndrumarea. Super, call to action. Call to action, puneți mâna pe telefon și sunați. Asta sună deja... Exact, telemarketing. Vreau să sune telefonul. Vreau să sune telefonul, exact. De ce nu sune telefonul? Exact. Da, foarte bun. Fine. Știu că nu ai voie în momentul ăsta să ne zici compania, dar poți detalia puțin mai mult în ce fel poți ajuta, cu ce, ok, sun un consultant financiar să ce? Cu ce ar putea să mă ajute un consultant financiar? Exact, cu cele 3 elemente de care avem nevoie: mindset, cunoștințe și obiective SMART, și cu accent mare pe partea de obiective. Cu ce ajut pe oameni sau cu ce obiective mă întâlnesc foarte, foarte des? Nevoia de a strânge un avans la apartament, în loc să economisesc 5 ani X bani, investind timp de 5 ani banii respectiv, poate să am încă jumătate din ce am pus deoparte în funcție de investiția pe care o fac sau cine știe. În cazul unui credit, de exemplu, acum o lună jumate am început o colaborare cu un cuplu, le-am făcut un plan așa fel încât în cel mai rău caz posibil, un credit pe 30 de ani o să-l închid în 19. Și ăsta e cel mai rău caz posibil, altfel se închide și mai repede. Faptul că îl închid cu 19 ani mai devreme le economisește din dobânzi 23.000 de euro pe care le mai plătesc băncii. Pe lângă libertatea de a ști că nu mai ai rata lunară și asta îți aduce libertate financiară. Iarăși un lucru pe care îl observ, mulți oameni cred că e prea târziu. Am clienți cu care am început să investim la au ei 5, 2, 5, 3, 5, 4 de ani și până la 64, 65 își ating libertatea financiară. Deci niciodată nu e prea târziu. Libertatea financiară e foarte relevantă. Ba, la 65. Corect, corect. Corect. Libertatea asta financiară e foarte importantă pentru că sistemul de pensii din România în momentul de față e în cădere. Deja cam în 10-15 ani se estimează că pensia o să ajungă la un sfert din ce am câștigat de-a lungul vieții, la salariu mediu de 3.180 de lei. Eu zic că cu oameni ca tine avem șanse, chit că o să fiți mai puțini și noi o să fim bătrâni mai mulți, o să faceți mai mulți bani decât noi și reușiți să faceți față la disproporția asta de numere. Eu mi-aș dori foarte tare să putem schimba statistica, dar... Noi suntem 0,000 și mulți de 0,1% din toată masa largă de oameni și atunci cu toți e nevoie să facem o schimbare care o să dureze. Dar indiferent de ce se întâmplă, că vom avea o pensie de 25%, că nu va mai exista pensie deloc, oricum n-ar fi de ajuns încât să ne susținem. Dacă ne uităm din nou la salariul mediu de 3180 de lei, 25% ar fi 795. Bani din care trebuie să plătești mâncare, trai, poate medicamente pentru tratamente care vin odată cu o vârstă mai înaintată. Și atunci ce ar fi foarte sănătos să ne gândim din timp la retragerea noastră din activitate și cum am vrea ea să fie. Și aici, de exemplu, putem face o diferență între pensionarii pe care vedem în alte țări mai dezvoltate și pensionarii din România. Pensionarii din alte țări, deși sistemul financiar de pensie e mult mai bun, ei investesc de când sunt tineri și ajung poate să se retragă anticipat în loc de 65 de ani la 50, 55, 45 în funcție de resurse și nu doar că se retrag și supraviețuiesc cum se întâmplă în România, ci se retrag și duc o viață extraordinară. Călătoresc, experiențe noi, hobby-uri, familie, investiții mult mai mari în generația care vine din spate și cred că asta ar face o diferență foarte mare pe termen lung în România. Dacă noi am muncit acum să ne creăm nouă venituri pasive, care odată ce noi nu mai suntem, să meargă mai departe către copiii noștri, asta ar crea resursele financiare încât România să aibă acces la oportunități mai bune, tinerii să aibă acces din nou la oportunități mai bune, să aibă și mai mult succes financiar și să pornească mai puternic în viață. Și asta putem să o facem fie când noi nu o să mai fim pe planetă, fie dacă avem copii, orice fel de copil minor care 17 ani sau are un an, pentru cel de un an și alocația dacă doar o investești, ajungi la 18-19 ani când pleacă la facultate și poți oferi 10, 20, 30 de mii de euro, din nou în funcție de posibilitățile fiecăruia. Și dacă să zicem că are 17 ani și te gândești că ar fi prea târziu, oricum n-ar fi sănătos să-i dai unui tânăr de 19 ani 30-40 de mii de euro, asta în funcție și de cât de bine le educi, atunci poate vrei să-i dai la 25, 26, 27 când o să aibă nevoie de un avans pentru o locuință. Deci... Ca să fac un rezumat, partea de locuință, fie avans, fie închidere credit, partea de copii, fie că sunt mai tineri, fie că sunt mai mari, a le oferi un start mai puternic în viață, a nu face eforturi foarte mari când ei pleacă la facultate din venitul lunar să plătim, ci banii respectiv să fie pregătiți din timp, cu eforturi mici, dar pentru că perioada e mai lungă de timp, rezultatele pot fi extraordinare și un lucru de care toți avem nevoie, libertate financiară, la cum arată sistemul de pensii din România, libertate la care niciodată nu-i prea târziu să ne gândim, doar dacă nu cumva avem 65 de ani. Zi-mi puțin, te rog, de... Băi, nu, era o glumă doar pentru că ai zis tu că și-o atinge până la 65 de ani. Așa, întrebare, care sunt riscurile? Am vorbit foarte mult despre ce frumos o să fie și hai să facem. Dar ce risc îți asumi? Că e și un risc. Orice investiție vine cu risc. Corect. Aici e foarte important să facem diferența dintre trading și investiții. Trading înseamnă investiții pe perioade scurte de timp, până în 2 ani, poate chiar săptămâni, luni, unde investesc, analizez piața și văd cum pot face un profit pe moment. Noi nu ne ocupăm cu partea de trading, ne ocupăm cu partea de investiții speculative. Ce înseamnă speculativ? Înseamnă că nu există o direcție clară în care să meargă piața, deci tot ce ține de cripto, trading și așa mai departe, și o anumită parte a bursei, nu lucrăm cu ea. Okay. Lucrăm cu investiții sigure pe termen lung. În momentul în care investești pe perioadă de... Poftim? Sigure? Sau sigure. În momentul în care investești pe perioadă de 20 de ani, e foarte greu să dai greși. Mai ales că, de exemplu, dacă luăm un fond de investiții, el nu investește într-o singură companie încât succesul să fie în mâinile unei singure companii. El investește în, să zicem, 30-40 de direcții în același timp. Dacă vede că una nu mai este bună, o înlocuiește. E o echipă de specialiști în spate care constant analizează piața și fac asta de 10 de ani. Și atunci dacă luăm fondurile astea și ne uităm la istoricul lor, în 14 ani să crești 250% sau în 9 ani să crești 140%. Astea pot fi niște date bune încât să estimăm ce o să se întâmple de aici în viitor, în funcție de tipul de investiții. Riscul este să te oprești prea repede, să investești timp de 3 ani și să zici gata, scot banii. Asta n-ar fi un punct bun. Deci o investiție trebuie făcută minim pe 5 ani ca ea să fie profitabilă, ca să fie cu adevărat profitabilă. S-ar putea ca profitul să apară și mai repede, dar ca să fii 100% sigur, minim pe o perioadă de 5 ani. Deci asta ar fi riscul principal, să trebuiască să te oprești prea repede într-un punct în care n-ar fi avantajos. De exemplu, să zicem că acum 2 ani am cumpărat un apartament cu 80.000 de euro. Ne așteaptă recesiunea, îi scade prețul la 60.000 de euro. Eu nu sunt pe minus. Sunt pe minus doar dacă vând în momentul respectiv. În schimb, ce aș putea să fac? Să mai cumpăr unul și când trece criza și ajung ambele la 100.000 de euro, pe ambele să am profit. Dar riscul care ar fi? Să nu am, de exemplu, minim 3 sau 6 venituri puse deoparte, să ajung într-o situație financiară în care nu am de ales, trebuie să-l vând și să o fac pe minus. De asta primul pas înspre a investi pe termen lung este să avem rezerve pe termen scurt de minim 6 venituri. Și ăsta e, de fapt, punctul pe care pun cel mai mult accent la începutul colaborării cu orice persoană. În primul rând să avem siguranța pe termen scurt, ca după să putem investi pe termen lung și niciodată să nu fim constrânși să ne oprim într-un punct în care n-ar fi avantajos. Ce riscuri mai sunt? Păi să zicem că încep cu o sumă de, dau un exemplu, 1000 de lei pe lună, să investesc lună de lună și la un moment dat nu mai duc atât de bine financiar și nu mai îmi permit. Minimul de obicei într-un fond de investiții variază între 150 și 200 de lei, o sumă care eu ca student mi-am permis să o pun deoparte. Și atunci dacă știm care e momentul să scădem și ne adaptăm tot timpul din mers, atunci nu există niciun risc pe partea de venituri. Dar pentru asta trebuie din nou să fac analiză constant, să văd de ce resurse dispun și cum le pot gestiona. Super. Deci aici asta am observat de-a lungul timpului, gândirea de ok, poate că acum îmi permit să pun 500, 1000 sau oricare ar fi suma deoparte, dar poate peste un an nu o să mai permit. Și super ok, dacă se întâmplă să vină o perioadă mai dificilă, tot timpul poți scădea la suma minimă și să continui așa până când trece perioada dificilă. Deci fiecare risc am găsit o soluție să-l acoperim cu o plasă de siguranță. Tare, foarte tare. Daniel, mă bucur foarte tare de conversația cu tine, a fost foarte efervescent așa și plină de informații. Îți doresc succes în planul tău de a deveni independent financiar în maxim 6 ani sau cât? Maxim 7 ani. Maxim 7 ani și pe parcursul anilor până ajungi acolo, poate ne mai întâlnim să vedem cum e procesul. Putem face experiment social dacă vrei. Cum să nu, cu cel mai mare drag. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu vreau să pară că o spun doar de drag, dar pentru mine chiar e onoare să fiu aici. Mai ales că m-am uitat și am văzut ce oameni au venit înaintea mea aici. Chiar era așa puțin de presiune să mă ridic la nivelul celor care au discutat și înaintea mea. Dar îmi face foarte mare plăcere să împărtășesc din lucrurile pe care le-am învățat și mi se pare că ce faceți aici e extraordinar și sper să ajungă cât mai departe și să ajute cât mai mulți oameni. Mulțumim tare! Mulțumesc și eu! Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să-l share-uiești cu cineva. Dacă vrei să ne ajuți și mai mult, scrie ceva în comentarii, asta ne va ajuta mult. Ceau, ceau și pe curând!